Chiar dacă nu au oficializat relația cu dușmanii de la PNL, socialdemocrații lucrează deja la programul de guvernare. Marcel Ciolacu a promis că documentul va fi gata săptămâna viitoare. La programul PSD lucrează foștii premieri din epoca Dragnea, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. Am început să lucrăm la programul de guvernare. Astăzi am luat-o pe domenii transporturi, agricultură, finanțe, economie, energie și am făcut un mix între oameni politici și specialiști. Săptămâna viitoare să avem programul de guvernare finalizat. Există două abordări. Avem un buget, avem o execuție bugetară. Până acum este execuția bugetară la 9 luni. Așteptăm și execuția bugetară la 10 luni să vedem resursele financiare, ce se poate face în aceste ultime două luni ale anului. Va porni o construcție a bugetului pe anul viitor. Prioritățile noastre, acestea sunt. Și vom stabili exact prioritățile în funcție de creionarea bugetului. Noi spunem foarte clar că sunt priorități ale Partidului Social Democrat și ale României. Experții din partid pe anumite domenii ar putea fi aceștia pe care i-am văzut astăzi, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, cei care vor ocupa portofolii în guvern? Este foarte posibil. Dar nu este o decizie. Să intre în partid. Dar sunt niște oameni cu expertiză, și Mihai Tudose și Sorin Grindeanu, era și domnul Daia.